Declarația mea politică de astăzi se intitulează Iașul vă salută. Doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi, tema declarației mele politice de astăzi este una care sunt convinsă că va trezi multe ecouri în mintea, dar și în sufletul domniilor voastre. 2014 este anul în care se pun bazele candidaturii solide pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 2021 și sunt convinsă că va fi o perioadă nu numai de justă apreciere a meritelor orașelor candidate din România, ci și de afirmare a orgoliilor și a patriotismului local. Orașul din România, care va deveni Capitală Culturală Europeană, va reprezenta întreaga spiritualitate românească, se va bucura de o dezvoltare a infrastructurii și de o activizare a pulsului cultural, care se vor resimți pe decenii întregi. De la Iași urăm succes tuturor candidaților, dar ne manifestăm o încredere vecină cu convingerea că fosta capitală a Moldovei este cea mai îndreptățită candidată pentru această demnitate excepțională. Fără a nega o inevitabilă doză de subiectivism în această afirmație, vreau să vă prezint însă și argumentele Iașului în acest sens. Iași înseamnă tradiție culturală și academică. Aici a existat primul teatru național, prima universitate, de la Iași au pornit marii clasici care au pus bazele literaturii române, suflarea ieșeană a însoțit simțirea culturală în domeniul filologic, artistic și chiar ingineresc. Pe noua axă culturală, modernizată recent prin cel mai important proiect european de acest fel, Iașul oferă vizitatorilor săi cea mai mare concentrare urbană de repere culturale, începând cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza și sfârșind cu Palatul Culturii. La Iași răsună încă pașii marilor personalități culturale, muzeile le păstrează vie amintirea mai mult decât oriunde în această țară. Știu că mulți dintre dumneavoastră susțin că Iașul are doar tradiție, că prezentul cultural nu este la înălțimea trecutului urbei. Acelora dintre dumneavoastră care împărtășesc această idee, le spun să vină la Iași, să vadă câte librării funcționează în orașul nostru, să vadă 3.000 de oameni asistând la concertele în aer liber ale operei române și ale filarmonicii, să vadă forfota din cele peste 40 de biblioteci și, de ce nu, să se convingă cu ochii lor de dimensiunea cu adevărat internațională pe care o au FIE și FILIT, adică Festivalul Internațional al Educației și Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. Iașul mai reprezintă și punctul nodal al legăturilor culturale între cele două state românești, România și Republica Moldova. Nicăieri relațiile culturale între românii de o parte și de alta a Prutului nu sunt mai strânse. Nicio altă comunitate urbană din România nu face mai mult decât Iașul pentru menținerea vie a flăcării culturii românești peste hotare. Capitala culturală europeană nu mai înseamnă doar cultură. În ultima vreme, industriile creative au început să joace un rol extrem de important în acordarea acestei distinse calități. Se știe bine că Iașul este probabil după București cel mai important centru al creației de modă. La Iași se produc programe informatice pentru giganții internetului, folosindu-se energiile creatoare ale studenților celui mai important centru universitar de după București. Referindu-ne iarăși doar la fapte, trebuie să subliniem că administrația ieșeană vorbește în programele sale, prin programul politic al primarului Gheorghe Nichita, despre industrii creative încă din anul 2004. Fosta capitală a Moldovei fiind probabil singurul oraș din țară care se poate mândri cu asemenea gândire strategică. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, am hotărât să fac această declarație politică cu ocazia manifestărilor de pe 24 ianuarie, când am celebrat la Iași 155 de ani de la Unirea Principatelor. În 1859, renunțarea la calitatea de capitală a unui stat a însemnat pentru Iași un sacrificiu imens, pe care strămoșii concetățenilor mei de astăzi l-au făcut însă cu mândria că pun bazele unei construcții mărețe. A venit poate vremea ca întreaga Românie să aprecieze sacrificiul istoric de atunci și să confere Iașului statutul simbolic de capitală culturală a României și a Europei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cristina Nichita, deputat PSD de Iași, colegiu uninominal 9. Mulțumesc!